Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ora 18, vorba lui Tașcă, vineri seara, în plină carantină și aproape într-o carantină generalizată în România. Deja știți, de aseară știm deja că urmează să stăm în case începând cu orele 18 chiar. În curând o să stăm în case de dimineața până seara și noaptea inclusiv și tot așa și nu o să mai ieșim deloc, da? Sigur, ce mai putem să așteptăm de aici încolo? Deja s-a deschis o adevărată cutie a Pandorei și nu mai știm absolut nici cum ce urmează. Invitatul meu, revenit după o lungă pauză, aș putea să zic deja, sociologul Valentin Fulger, bine ați revenit, domnule profesor! Bine v-am regăsit, domnule Tașcă, și pe dumneavoastră și telespectatorii noștri. Sunteți vioi, da? Sunteți hotărât? Sunt... Foarte bine, mulțumesc frumos. Îmi pare rău pentru perioada în care nu am reușit să fiu alături de dumneavoastră, dar sper că vom recupera într-un fel sau altul. Încercăm acum să vedem cât mai putem, că dacă se bagă carantina de la ora 18, facem emisiune de acasă. Dacă sunteți dispus, facem și emisiune de acasă. Facem orice pentru telespectatori, vorba unui alt invitat de-al meu, orice ca să... Facem un rating mare aici la Capital TV. Doamnelor și domnilor, primul punct l-am denumit carantina, noua formă de teroare, pentru că deja mi se pare că chestiunea aceasta a carantinei este ca un șurub care se strânge cu fiecare zi și tot se strânge și tot se strânge și când ți-e lumea mai dragă, cum spunea cineva, te trezești că nu mai poți să faci de niciunele că ești în carantină. Cum e, domnule profesor? E carantina o formă de teroare? Domnule Tașcă, acum, dumneavoastră știți și telespectatorii, dacă își aduc aminte, noi nu întotdeauna suntem de acord. Nu și este cât se poate de adevărat că din lupta contrarilor rezultă... Și telespectatorii își fac propria opinie. Adevărul. De aceea mi-am permis să merg pe această linie pe care am deschis-o cu emisiuni multe în urmă și... Voi da, pentru început, o definiție, definiția terorii. Pentru că dumneavoastră ați definit de la bun început carantina ca fiind noua formă de teroare, iar eu voi da definiția terorii ca să știm pe ce făgaș ne punem. Conform dicționarului... Din DEX sau... Da, din DEX, pentru că okay. Nu vreau să lucrez. Vreau să verific. Așa da. Ca să nu credeți că... Da. Definiția terorii. Groază, spaimă, frică, provocată intenționat prin amenințări sau prin alte mijloace de intimidare sau... Păi și vă dau un argument suprem, da. Despre care am și discutat astăzi. Amenda. Bun. Ne e frică de amendă? Dumneavoastră îmi dați câte un argument la ce vă spun eu, da? Da. Uitați. Unde are loc carantina? Răspuns. Acasă. Da. Dar poate omul este o ființă socială, știți cum spunea. Ajungem și discutăm. Spunea Descartes, adică... Vom discuta despre toate la un loc, dar fiți atent planul de acțiune pe care l-am făcut. Haideți că vreau să nu ratez să mi-aduc aminte de prefectul Marean, că e prietenul meu. A, bun. Cât timp are loc carantina? Uitați-vă, prefectul Marean. Doamnelor și domnilor, dacă vă era dor, dânsul este prefectul Marean. Răspuns. De la 2 săptămâni, la posibil, e adevărat, câteva luni. Ne aducem aminte ce a fost anul trecut. Au loc cursuri școlare? Răspuns, da. Răspuns adevărat, nu. Ba da. Ba nu. Domne, online și tot au loc. Adică da, școala nu este sistată, nu este suprimată. Da, nu e același lucru. Pentru elevul care din clasa 1 care învață să scrie, eu garantez că nu e același lucru. Este foarte adevărat ce îmi spuneți dumneavoastră, dar nu sunt toți elevii de clasa 1. După asta avem elevi de clasa 2, 3, 4 până în clasa 12 plus studenți. Este categoric problematică situația acestui contingent, clasă pregătitoare, clasa 1. Și îmi pare rău că trec prin așa ceva, vieții copilași și vieții părinți. Dar vreau să vă spun că în democrație primează numărul cel mai mare. Și dacă numărul cel mai mare votează într-un anumit fel comparativ cu numărul cel mai mic. Acum, eu dar cine votează? Stați un pic, că ați introdus un concept aici că nu cred că votează deci, nimeni. Cei care conduc în acest moment țara și bazându-ne pe ceea ce se numește democrație reprezentativă... Așa, care nu prea e reprezentativă, dar mă rog. Înseamnă că ei adună în coșul lor electoral cel mai mare număr de voturi. Acum, noi am... Am și aici un argument, să știți. Domnul Arafat e trans guvernăr. Pe domnul și nu cred că a votat nimeni niciodată pe domnul Arafat și el pare că dictează. Vă aduc aminte că în 2012 guvernul Boc și Traian Băsescu s-au clătinat din cauza că din cauza domnului Arafat. Da, dar era 2012. Arafat. Acum nu cred că se mai întâmplă. Acum știți bine și părerea mea despre domnul Arafat. Domnul Arafat este acolo foarte bine cimentat. Eu am spus că parcă prea mult, s-a exagerat, dar asta este situația. Okay, se plătesc salariile. Cred că da. Bun.
Există acces la servicii medicale. Da. Se poate merge la slujba de înviere. Până la ora 2. Dom'le, se merge? Până la ora 2. Vreau să-mi spuneți da sau nu. Teodosie, să știți că a zis că el ține mai mult. Eu nu mă refer la excentrici și la exotici. Eu mă refer la ceea ce spune litera legii. Da sau nu? Da. Vă aduceți aminte și acum sunt de partea dumneavoastră. Când au dat drumul școlilor și când ne-am pronunțat exact aici în acest studio de televiziune că s-au grăbit. Pentru că, pe de o parte, copiii nu sunt vaccinați, pe de altă parte, că în corpul societal nu era un număr de vaccin foarte mare și am ajuns amândoi la concluzia că, într-adevăr, cineva a dat cu pumnul în masă pentru un considerent sau pentru o rațiune de natură economică. Ce au făcut acum? Au retras copiii de la școală, nu? Și considerentele de natură economică? Păi da, da, din considerente de natură economică i-au trimis la școală, pentru că trebuia să meargă taxiul, tramvaiul, metrou, se vândă covrigi. Metrou tocmai s-a oprit, da. O să discutăm și despre chestia asta dacă aveți bunăvoință. Acum, vreau să vă explic ceva. Eu, ca persoană, am pierdut foarte mult din cauza acestei pandemii și din cauza carantinei. Eu vreau să vă spun că în lunile martie, aprilie, mai și jumătate din iunie, ca sociolog, în plină perioadă electorală, am pierdut 4 luni de zile aproape de muncă și știți bine la ce mă refer. Da, da, da. Puteam să fac foarte multe... Eu și de spectatorii, cred, nu? Perfect. Deci nu-mi convine chestia asta. Și eu înțeleg pe toți cei care desfășoară activități cu caracter economic, care au angajați, care trebuie să-și țină în viață firmele și angajații și familiile angajaților. Și îmi dau seama că este un efort colosal. Dar toți trebuie să ne dăm seama că în acest moment cuvântul de ordine este solidaritate. Solidaritate și înțelepciune. Vă propun să mergem pe o variantă bifurcată. Avem varianta 1 și varianta 2. Să presupunem că mergem pe varianta 1 în care vom alege ca variantă de lucru, da? Ca și variantă de lucru, ideea că intrăm în carantină. Această idee este deja testată, am văzut care sunt efectele pe care le produce, în sensul că a ținut totuși sub control, într-o măsură, domnule Tașcă, în mod real. Știți că aici sunt multe voci care spun că nu e adevărat, n-a ținut nimic sub control. Oficial avem undeva maxim până 9 la 1000, nu? Rata infectării. Undeva spre... Acum depinde cum calculați. Știi că aici e dacă calculăm pe populație reală sau calculăm pe populație din stratosferă. Personal și eu cred că în mod real, în populație, mai ales în mediul rural unde nu există acces la testări, eu cred că ajungem la o rata infectării care trece de 20 la 1000. Bun, da. Și dacă la ora 6 nu mai circulăm pe stradă, se ascunde virusul? Nu, aici vreau. Că nu, n-am înțeles. Am spus prima variantă. Da, vreau. Haideți să mergem pe cealaltă variantă, care se bifurcă astfel încât ele se despart total. Liberalizăm totul, da? Liberalizăm totul, păstrăm doar distanța socială minimală, care știm clar că nu se respectă. Ați văzut ce se întâmplă la schi, ați văzut ce se întâmplă la mare, ați văzut ce se întâmplă în stațiune la Felix. Iar acum, ca schior, trebuie să vă spun că eu cred, vă dau scris, că nu cred că există o persoană care să se fie infectat la schi. Nu știu unde mergeți dumneavoastră la schi, dar eu mă duc în camera mare în sufragerie, la mine am dat drumul la televizor și când am văzut mii de oameni care stăteau la rând la telecabine sau la teleschi... Păi da, stăteau cu mască și pe vârful muntelui, nu știu dacă stă COVID-ul, mai că bate și vântul, știți că e complicat. Nu știu, e complicat. Eu am văzut cu viziera ridicată, m-ați înțeles, și vreau să vă explic. Căștilele lor ridicate. Eu nu, cu siguranță n-am fost la Poiana Brașov dacă asta vreau să știți. De eu m-am uitat și să știți că ceea ce vă spun este... Să nu exagerăm și să nu picăm. Eu vă dau scris că, ca și om care schiez, că nu e niciun pericol la schi. Pericolul este, nu știu, aici, la supermarket. Dar la mall este pericol. Da, nu e... La coafor este pericol. Nu știu, dacă... Știți cum mi-ar plăcea mie și după aia o să vă povestesc cu doamnelor și domnilor o chestiune care e reală și care se întâmplă chiar acum când vorbim. Da, dar știți ce n-am văzut? N-am văzut polițiști pe stradă care să verifice dacă oamenii poartă mască. N-am văzut. De mult. De mult n-am văzut. Vă aduceți aminte? Decât să oprești, dați-mă o secundă, decât să oprești ca în imagini, să ceri declarații, hârtii scoase la imprimantă și să mai strică și hârtiile aiurea, da? Ca să stai ăsta, mai bine ai patrulat pe străzi și ai întreba oamenii care nu poartă mască și ai îndemna să poartă mască. Apropo că ziceați de schi, uitați, eu când am ajuns în stațiunea Straja acum o săptămână, eram cu schiurile în spate ca orice schiur și n-am avut cagula trasă pe... Și cineva mi-a zis, domnule, trageți cagula pe
pe nas și pe gură. Și cu asta basta. Și nu s-a mai infectat nimeni, nu s-a mai întâmplat nimeni. Dar vreau să vă spun o chestie. Dar n-aveți un pic de răbdare? Nu, nu, stai să vă spun despre protestul mămicilor. Dar aveți un pic de răbdare. Așteptați dumneavoastră câteva zile până în 14. Nu vă grăbiți așa. Ce să decreți ce e în 14? Păi până în 14 zile. Doamne, ferește că și râdem de chestia asta. Este perioada de incubație. Deci, nu e, că pe, știți cum bătea vântul la straja. Nu lua și virusul cu totul. Uite, vedeți că avem și puterea deja să râdem de lucruri care sunt serioase. Dovadă că începem să ne obișnim. Domnule Tașcă, hai să dăm drumul la mall, să dăm drumul la școli, să dăm drumul la absolut tot ce se poate da. Drumul să fie viața ca înainte. Dar ce ne facem dacă mâine? Așa. Mâine însemnând peste o lună, o lună și jumătate, două luni, ne pomenim că avem o rată a infectării undeva la 80, 90, 100 la mie. Dar ce ne facem? Uitați, m-a sunat o mămică înainte de emisiune, care mi-a spus, doamne, m-am dus cu copilul de 3 ani în parc și a venit un domn de la poliția locală, nici măcar la poliția națională, adică așa, care zice că nu știa bine să scrie, dar asta e o paranteză, da? Și care a dat amendă mămicii că de ce se afla în parc. Uitați-mă, explică unui copil de 3 ani că el n-are voie să meargă în parc, n-are voie să meargă nu știu unde, trebuie să stea acasă, închis, că prefectul Marean, doamnă și domnul, prefectul Marean al județului Hunedoara, l-au arătat colegii mei și pe ecran, a dat astăzi un comunicat de presă în care spune așa, că solicită ferm primarilor, consilierilor locali și comitetelor locale pentru situații de urgență, deși nici primari, nici consilierii locali nu sunt subordonați ai domnului Marean, să aplice în tocmai și să monitorizeze respectarea pe teritoriul unității administrativ-teritoriale a măsurilor aflate în vigoare, tarara, tarara, tarara. De unde până unde? Păi ăștia, când vor citi primarii și consilierii locali, vor râde de dumneavoastră, cum am mai râs și altă dată când v-ați asumat rezolvarea grevei minerilor. Deci, pe cuvânt, cine vă scrie prostiile astea, lăsați-l acasă sau, mă rog, eu cred că poate sunt ideile noastre, cam de la Direcția de Agricultură, probabil că nu știți cum e cu asta, dar oamenii ăștia nu vă sunt subordonați, domnul prefect. Degeaba plângeți înscris prin comunicate că... Și apropo de chestiunea asta, bun, dar dacă domnul Marean, despre care avem date că nu știe bine cum îl cheamă, e în măsură să decide la 6-0-1, da? Carantinarea unui oraș, iertați-mă, dar... Mie mi se pare extrem de periculos. Aș vrea să vă spun, sau să vă amintesc sau să vă reamintesc faptul că să ziceți. Aseară, într-o conferință de presă, s-au luat niște poziții de către mai mulți miniștri, printre care, începând de la primul ministru, domnul Câțu, trecând prin domnul secretar de stat Arafat, domnul ministru unde s-a spus foarte clar, s-au luat niște hotărâri. La nivel de guvern sunt publicate în monitorul oficial, ni s-a dat... Încă nu sunt. Vor fi publicate, nu știu de ce am întârziat, în fine, am lăsat lumea să se obișnuiască poate cu ideea asta ca să nu, n-au avut ea de la monitor să publice. Glumesc. Absolut. Nu s-a publicat, că de aceea a ieșit Florin Câțu și a spus, domnule, o lăsăm pentru duminică, că n-am publicat. Au lăsat ca oamenii să se obișnuiască cu ideea asta, adică să nu ieie din star și să radă tot. Pentru că eu cred că va urma o perioadă destul de dură din punctul ăsta de vedere al sancțiunilor, nu al premierilor. Vreau să vă mai spun ceva. Vă rog. John Stuart Mill, un englez foarte deștept, a spus așa, că libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea ta sau unde încep să încalc libertatea ta. Și o să spuneți, da, vedeți că îmi dați dreptate. Și o să spun, nu. Nu, nu vedeți că n-a spus nu. O să vezi că, deci în mintea ta deja ai spus că ăsta îmi dă dreptate. Nu. Fii atent. Avem 5,2 milioane de pensionari în această țară. Adică 5.200.000 de pensionari. Exceptându-i pe cei foarte tineri de 40 de ani, obosiți și bolnavi, m-ați înțeles, la cei care sunt, oricum sunt ocupați, că sunt în conducerea ministerului. Așa. Dar avem 5 milioane curat de pensionari. Oameni care au vârste de 65, 70, 75 de ani și așa mai departe. Doamne, spuneți-mi și mie, că or fi cazuri, dar nu știu câte. Câți dintre aceștia, ca proporție, ei alcătuiesc o treime din țară în acest moment, o treime. Câți dintre acești oameni se duc la mall, la coafor, la saloane de înfrumusețare, etc., etc., la schi, la mare... Eu cred că sunt câțiva. Câțiva? Câțiva mulți. Mulți cam cât credeți? Un milion cel puțin. Un milion din cinci. Da. Și mai rămân 4 milioane. Da? Bun. Cine ne permite nouă ca să ne jucăm totuși cu viața? Păi stați un pic, dacă oamenii nu se duc la coafor, se duc la mall, de unde iau virusul? Eu acum...
De răspândire comunitară, ați auzit? Am auzit, dar nu, dacă stau acasă la mine, eu nu cred că intră virusul pe geam. Dar omul se duce și el să-și cumpere pâine, se duce la farmacie, mai iasă în jurul blocului, se plimbe. Dacă iasă cu mască, nu cred că e în pericol. Trecem cumva, că vreți să mă țineți în loc aici și eu am un termen aici. Aș vrea să vă spun că istoria ne-a demonstrat că au existat oameni și există și acum care nu cred că există radio. Care nu cred că există unde. Care nu cred. Bine că se uită la televizor. Dar știți ce cred? Ei cred că există Dumnezeu, dar pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni. Atunci nu putem să folosim asta în sens pozitiv și să-mi spunem, domne, dacă pe Dumnezeu nu l-ați văzut și totuși credeți în El, de ce nu credeți că există și pandemia asta? Dar eu n-am spus că nu există pandemie. Și eu pericolul am spus, că măsurile acestea pe care le iau acești domni în frunte cu prefectul Marean, da, prietenul meu, domne, sunt hilare. Adică nu mai ești la 6 seara, de la 6 seara ce se întâmplă cu virusul? Și până la cât ați propune vreau să ca să stăm afară? Nu are nicio legătură asta. Că vreau să știți bine controlele, domnul profesor, controlele se facă la măști, la lucruri serioase, nu la cât stă omul în casă sau domnule, când pleacă la plimbare. Uite acum ca să vă dau și astea eu dreptate și să vă fac o bucurie. Vă rog. O mască costă undeva la un leu, da? Da, hai zice, să spunem așa. 50 de în mod normal ar trebui să schimb cam 3 măști pe zi. Asta ar însemna 3 lei pe zi, da? Da. Ori 30 de zile ar însemna 90 de lei. Între 90 de lei și 100 de lei pe zi, pe lună ar trebui să dau numai pe măști. Așa, dacă dar poți să stai și acasă la tine. Păi nu mai trebuie să mai ies afară din casă. Dacă nu vrei, de ce? Dar nu e obligatoriu. Dar vedeți că aici deci e contradicția. Acum dumneavoastră îi băgați în casă. Eu nu-i bag pe nimeni în casă, păi, dar când îi spui unui om să nu iasă afară din casă. Păi nu, dumneavoastră spuneți, domne, nu-l ține până la 7. De ce până la 6 și nu până la 7? De ce până la 7 și nu până la 10? Lasă-mă să iasă când vrea. Păi atunci dăm banii necesari. Cine să cine mi impune regulile? Dumneavoastră spuneți, domne, dă-mă până la 10 afară. Bun, până la 10. Dar îmi dai banii să-mi cumpăr 3 măști pe zi? Asta ar însemna 90 de măști pe lună, de persoană. Dacă avem 5 persoane în familie... Și așa, dar și dacă stă omul în casă de la 6 seara, nu o să mai cheltuie două măști, o să facă economie. Deci această boală e gravă, este foarte urâtă, lasă foarte multe urme și vă spun așa... Și eu zic să închidem tot, domnule, ca să nu mai există boală. Să închidem tot, dar ideea este... Uite, o să trecem și la un subiect care se numește vaccinare, să vedem ce măsură el... Da, uite, asta cu, și schimbăm, că deja am depășit, uite, cu mult timpul alocat acestui subiect. Deci, acum se ia decizia să stea copiii acasă o lună, da? După ce au mai stat niște luni înainte și anul care s-a încheiat școlar a fost vai de mama lui, da? Și atunci copiii ăștia și ce au învățat or să uite într-o lună, nu? Și ce au rezolvat? Deși s-a dovedit foarte clar că nu este o rată mare de infectare în școli. Au fost câțiva profesori infim față de numărul de profesori. Câțiva elevi infim față de numărul de elevi. Când erau toți clasele de a opta, gimnazialul și clasele terminale, erau și pe aia îi scoatem că așa ne se pare nou. Și că se trezește un Marean și un Arafat și nu știu care, că zice, dumne, să nu se mai meargă la școală, să nu se mai facă nimic. Nu știu dacă e o soluție, domnule. Deci eu zic că asta o lună de zile de vacanță în mijlocul anului școlar. Dacă vorbiți cu copiii, o să vedeți că o să vă contrazic. Asta păi este una. Copiii se bucură, evident. Și eu m-aș fi bucură. Numărul de testări asupra copiilor în cadrul școlii, pentru că până nu vorbim de testări, ne dăm cu presupusul și speculăm. Și atunci, ca să ieșim din sfera speculației, să intrăm în sfera științei. Câte testări s-au făcut asupra copiilor? Nu s-au făcut. Știți de ce? Pentru că foarte mulți copii au spus acasă, părinții au spus profesorii au discutat la direcțiune și așa mai departe. Consiliul elevilor a luat, Consiliul Național al Elevilor a spus că suntem împotriva testelor invazive. Păi dom'le, când îți bagă ăla toate chestiile, m-ați înțeles? Eu am refuzat chestia asta, mie nu-mi bagă nimic. M-ați priceput? Asta a și cu asta, vă spun un lucru. Să-ți ia din salivă este una. Da. Și să introducă toate bețigașele alea până aici așa în creier ca să scoată... Aseară am văzut că dacă nu se introduce bine bețigașul, cum ziceți dumneavoastră, nici nu are niciun efect, așa că degeaba. Da, și faceți chestia asta cu un copil. Cât e politică, domnule profesor, ca să schimbăm registrul? Pentru că am citit un articol foarte interesant săptămânile trecute când dumneavoastră ați lipsit, în care autoarea spunea că domnul Vlad Voiculescu, un bun prieten de-al dumneavoastră, se pregătește să candideze la... președinție în 2024. S-au reînființat și apeurile sau? Nu, la președinția României. Haideți, domnule, fii serios. Și că este foarte, de aceea este foarte preocupat de zona asta de PR, de comunicare și că are acolo la minister un grup de PR-iști
Și am văzut că mulți, unii dintre ei chiar rup ușile să plece, că nu-i întreabă nimeni de sănătate. Cum e domnul Cherecheș de la Cluj, care era specialist, înțeleg, în, și este specialist în boli, în transmitere comunitară, nu mai știu exact care era specializarea dânsului, dar care era de meserie și care a zis, eu plec acasă, că dacă nu aveți nevoie de mine... Anul trecut sau acum 2 ani, în acest studio de televiziune, știți când v-am spus urmărindu-l pe Orban, că mă duc la Orban prima dată. Și el s-a anunțat la președinție. Da, că a avut un discurs de candidat la președinție. Vă aduceți aminte? Eu aici, dumneavoastră, acolo. Am spus chestia. Dacă vreți să facem schimbă. Nu se știe într-o zi. Iar acum Orban și-a devoalat clar intențiile, dar vreau să câștig președinția PNL-ului. Ca sunt să obligat pot să candidez. Da, să candidez. Bun. Bun, dar nu mi-ați răspuns la Voiculescu. Deci, domnule, așa că are un grup de piariști. Da? Eu cred că are un grup de chitariști. Pentru că, vă spun de ce, tot ce vine din partea dânsului ca muzică este foarte proastă, proastă. O muzică de proastă. Se rodează încă, nu e... Deci eu cred că este gata, erodat, perimat. Domnul Voiculescu, cred că... Nu mai votează nimeni. Nu ar, câștiga, nici dacă electoratul ar fi format într-o proporție de 50% numai din useriști. Bun asta, da? Păi dacă e desul, e de la plus. Și știți că și între ei acolo USR lucrurile plus, sunt deja e. Dar să știți că mai am un nume pentru dumneavoastră, pentru 2024. Mircea Joana. Bun. Propus de cine credeți? De Mihaela, dragostea mea. De un alt prieten al dumneavoastră, Adrian Stase. Dom'le, unii, deci știți cum se spune? Acum să fiu scuzat. Adică că am eu a spus așa, prostia are talentul de a fi insistent. Și mai spunea domnul Stase un lucru, că PSD-ul ar trebui să se alinieze în spatele domnului Joan în 2024 și să... Dacă PSD-ul ar fi avut înțelepciunea ca în loc de doamna Viorica... Vorbiți cu reverență pentru că e autoare de cărți. Să-l fi propus pe Dan Diaconescu. Știți la cine mă refer? Da. A fost... Fost ministru de externe. Da, la Cristian. Îmi cer scuze, doamne. Cristian Diaconescu și fost ministru al justiției și așa mai departe. Ar fi câștigat. Bun, închidem aici cele două subiecte. Doamnelor și domnilor, și trecem la un subiect despre care am scris săptămânile trecute și despre care obișnuiesc să scriu destul de des atunci când primesc de la AJOFM informații, și anume șomajul în rândul tinerilor. Și o să vedeți că nu e o trecere atât de abruptă, chiar dacă am făcut această paranteză cu candidaturile la președinție, pentru că aceste vacanțe prelungite, aceste sincope extraordinare în anul școlar, în desfășurarea anului școlar, în procesul de învățământ, îi pregătesc pe tinerii noștri, din păcate, pentru șomaj. Aveam niște date, inițial pentru județul Hunedoara, 18% din șomeri sunt tineri sub 35 de ani, sub 30 de ani, încerc scuze. Normal ar fi trebuit să fie până în 35, dar raportările a JOFM-ului sunt mai ciudate decât ar trebui să fie. În cifre absolute vorbim despre 1000 de tineri, într-un județ ca Hunedoara, mi se pare destul de mult. Și prin vocea doamnei ministru al muncii, Raluca Turcan, am aflat că există 900.000 de tineri, adică aproape 1 milion, care nu sunt la școală, nu sunt la muncă, nu sunt niciun. Dar sunt români, sunt ai noștri. Vă rog, doamne profesor. De foarte multă vreme ne-am obișnuit să tratăm șomajul doar dintr-o perspectivă pur statistică. Avem atâția, ca și că nu l-am vedea, da. Avem atâția șomeri de sex masculin, atâția șomeri de sex feminin. Atâția din mediul rural, atâția din mediul... Atâția mediul urban. Dar nimeni nu... Să nu vă uitați ideea... Deci aici cum se fură căciula, pentru că în România există o lege care spune că ești considerat tânăr de la 14 până la 35 de ani. AJOFM-ul nu face niciun fel de raportare ținându-se de această lege, și e lege în România, da? Și face raportări duble, adică de două ori, până în 30 de ani. Nici cum, dincolo de 30 de ani, nu mai știm cât sunt. Să știți că în lipsa corectitudinii, statistica se transformă în arta de a minți cu precizie, da? Știu expresia și îmi place foarte mult. Disraeli a spus-o. Un fost prim-ministru al Marii Britanii. Dar revenind, dincolo de această statistică, stau niște oameni. Sigur. Acești oameni au
vise, au speranțe, acești oameni își propun să facă ceva în viața lor, se pregătesc să termine o școală, după cum spuneați, și când termină școala, fie că este la 18-19 ani liceu, fie că termină 10 clase sau o școală profesională, impropriu spus școală profesională acum, niște cursuri de calificări. Mă rog, ce face fiecare? Ce face fiecare? Sau facultate plus mastera sau etc. etc. Se pomenesc că după acest ciclu educațional dau față în față cu realitatea, în sensul că trebuie să se angajeze, trebuie să-și caute un loc de muncă și de aici încolo se presupune că ar trebui să poată să-și câștige existența, să profeseze în ceea ce s-au pregătit. Surpriză? Nu. De ce nu se întâmplă acest lucru? Aici putem să privim lucrurile și vreau, nu vreau, iară trebuie să facem politică, trebuie să facem și sigur, istorie. Sigur, este o temă absolut politică. Să facem pentru și că... economie, dar totul, tot ceea ce se întâmplă astăzi trebuie privit într-un context mai larg, un context istoric, un context politic și un context economic. Toate aceste trei sunt contexte socio-economice, politice, istorice. Așa. Domnule, noi am plecat începând din 1990 pe distrugeri. Chiar vă recomand o carte, Copilaș se numește cel care a coordonat-o și se numește Marele Jaf Postcomunist. Marele Jaf Postcomunist. Am auzit de da. Tot ce s-a făcut, începând cu domnul Petre Roman, care a spus că industria românească este un morman de fiare vechi, atenție, dar o industrie care a fost elaborată pe platforma occidentală, în special canadiană, germană, suedeză, franceză, italiană. N-aș spune că toată, dar au fost. Păi stați un pic să ne gândim. Industria constructoare de mașini este pe platformă franțuzească. Da? Era, da. Da. Industria energetică și nucleară a fost pe platformă canadiană. Da. Cernavodă, mă rog. Păi da. Da, dar Cernavodă în totalul de deci, energie... Deci, nu puneți electrică. Construcțiile, puneți inteligența care a fost... Nu, da, nu, dar mă gândeam că ponderea ei în totalul producerii energie electrice în România, sau, așa, păi, e mică. E mică pentru că au întrerupt atâta timp definitivarea ei. După vedeți ce zbate sunt acum să se rupă de cărbune? După mie... Păi da. Deci, odată, bun, am înțeles, odată, am plecat pe distrugere. Bun, perfect. S-a distrus tot. Combinate siderurgice, industrie navală, industrie constructoare de mașini. S-a vândut navală, mai mult s-a vândut. Nu, nu, am spus industria navală, da, deci știu, nu mă refer la nave, mă refer la cei care fac. Știu, dar și aia mă refer la portul, mă refer la șantierele de la Galați, Brăila și Mehedinți, la Drobeta, Turnul Severin. În momentul în care distrugi și nu pui nimic în loc, nu te gândești că în mod categoric unii chiar iasă natural la pensie, dar cei care iasă natural la pensie, în momentul în care rămâneau unitățile economice în picioare, locurile lor erau completate cu cei care veneau tot natural din spate. Dar s-au dus alții la pensie, am distrus ce s-a produs, adică unitățile de producție și au venit acești copii din spate. Alții au acum 45 de ani, erau copii atunci și totuși și-au petrecut viața șomeri. Și nu s-a pus nimic în loc. Și atunci, știi ce se întâmplă? În științele sociale, și ne dăm seama acum prin acest șomaj, cauzalitatea nu este directă ca și în științele naturii, ca în matematică, ca în fizică, ca în chimie. Aici cauzalitatea este natură circulară. Și vă spun ca exemplu. Uite, există rațiuni sociopolitice, da, politice, da? Au fost rațiunile politice care au stat la baza închiderii exploatărilor miniere din Valea Jiului, de acord? În sensul că le restructurăm prima oară. Le-au restructurat, le-au eficientizat? Nu. După restructurare, pentru că au rămas fără personal, personalul a fost din ce în ce mai puțin și mai slab pregătit, am ajuns la închideri de exploatări miniere, da? Nu știu dacă de aia am ajuns. Am ajuns pentru că nu mai erau eficiente, nu mai erau bune, nu mai erau... În momentul în care au dat anunț la ziar că vor să angajeze nu știu câte sute și au făcut concursul cu lopata... Și după aia au angajat cu șpagă. Au dat anunțul de 3 sau 4 ori că nu se prezenta nimeni, m-ați înțeles? Pentru că toți spuneau că... Eu am alte informații, dar... În fine. Închiderile de unități economice ce generează? Șomaj. Șomajul ce generează? Plecări din România, 7 milioane. Nu, prima oară sărăcie și probleme sociale. După asta, când oamenii văd că sunt înglodați în sărăcia asta și în toate problemele sociale, nu pot să-mi fac o familie, nu pot să-mi realizez din punct de vedere profesional, îmi pierd utilitatea ca individ uman și stima de sine este subminată, ce fac? Migrez. Iar această migrație a condus, nu, în mod natural... La... Și totuși vedeți că șomajul în rândul tinerilor rămâne mare. Stați un pic. A condus la depopulare? Nu. Iar depopularea, în mod paradoxal, conduce la șomaj, la scăderea șomajului.
Adică ne bucurăm ca proștii, ca să spun așa, uite, domne. Dacă știu, avem 3% rata 3%, șomajului. Deci dumneavoastră a spus că aveți cifra oficială 3,6% în județul Hunedoara. În județul Hunedoara. Mie anul trecut în iulie, parcă, când am făcut pe tot județul sondaj, mi-a dat 3,9%. Da, dar vezi că nu ne bucurăm, eu sunt îngrijorat. Eu nu zic că ne bucurăm că avem șomaj mic, 3,6. Să știți un lucru, ăsta se numește un efect pervers. Sigur. Când vedem șomaj mic, să știți că există migrație mare. Cele două fenomene sunt invers proporționale. Cu cât șomajul, cu cât rata migrației este mai mare, cu atât rata șomajului este mai mică. Pentru că noi ar fi trebuit să-i ținem în țară ca să le dăm loc de muncă. Și acești 1000, respectiv 900 de mii, vor lua și ei calea. Aproape acum e problema aceasta cu pandemia, da. Dacă nu toți, cel puțin jumătate dintre ei, sigur, vor pleca. Cealaltă jumătate mai baleiază un pic, în sensul că spune, mă duc să mă angajez într-un oraș mai mare ca să rămân totuși în România. Dar știi ce se întâmplă? Când te duci în Timișoara sau te duci în Cluj sau în Iași, aceste orașe nu reprezintă decât o haltă către București. Iar Bucureștiul în sine nu reprezintă decât o haltă către Anglia, Franța, Spania, Italia. Mulți nu se mai duc prin haltele astea, pleacă direct. Iau direct avionul. Nu. Există niște considerente, eu am făcut chiar niște studii, în care oamenii spun, domnule, aș accepta și un salariu mai mic. Aș accepta numai să fiu acasă lângă ai mei, lângă soție, lângă copii, dar să fiu acasă, să mă culc acasă, să pot să ajung lângă ei. Da, pentru că apar alte costuri în alte părți. În chirie. În primul rând, dincolo de costurile astea, sunt costurile, să le spunem, familiale. Emoționale, afective. Toate astea se decontează. Se decontează și energetic în relația în de familie, tău, și în relația de familie și în situația ta familială pe care o vezi degradată. Bun, și ce faci? Care e soluția? Că eu aduc aminte la un moment dat că am văzut undeva un anunț în care exista un proiect european destul de consistent, implementat tocmai de domnii de la JOFV, evident, că ei sunt... Tot simpatic ai rămas. Da, așa, și care, nu, dar și care făceau, aveau acolo un buget foarte mare, nu știu ce, dar nu știu ce se întâmplă, că cifrele nu scad, cresc. Deci pe cuvânt. Deci eu mă bucur. Tu mi-ai spus, mi-ai făcut mie mărturisiri că ești optimist, eu ți-am spus că ești romantic. Da. Așa, văd că ai rămas. Deci tu chiar, domnule Tașcă, deci sunteți om serios din văcăte vă cunosc. Credeți în chestiile astea, în proiectele astea? Eu mai cred în proiecte, că mai și lucrez prin ele, da? Haideți să vă spun. În proiectele cu viziunea, ăștia nu știu ce să mai cred. În viziunea mea. Uite, o să se supere unii și poate o să mă înjure. Dar scurt, ca să mai vorbim și despre ce. Foarte adevărat că industria asta Horeca, hotelul, restaurante, cafenele, dă de muncă, da. Dar este în general sezonieră. Este mai mult sau mai puțin. Păi iarna e sezon la schi, vara e sezon la mare, din ce știu. Dacă mergeam pe centru civic până mai alaltăieri, să știți că erau pline. Cum la prima adiere de vânt în pandemie, Horeca e la pământ, da? Cred că suntem de acord. Ce trebuie făcut? Trebuie reindustrializată țara, trebuie să reinvestim din nou în industrie, pentru că în capacități industriale care să producă, deci, calculatoare, televizor. Statul nu mai poate să facă asta. Dom'le, eu mă refer la investiții în sine și statul, dacă poate să gândească această politică economică, trebuie să o facă în condițiile în care locurile de muncă trebuie să păstreze și în caz de pandemie. Adică, industrie constructoare de mașini, industrie de mașini unete și tot așa. Statul poate, dar nu vrea. Eu cred că aici m-ați pierdut un pic. Păi eu v-am mai spus că statul ăsta este un stat eșuat. Știți că v-am explicat. Statul poate, dar nu vrea. Păi dacă nu vrea să se ducă. Dovadă că suntem aici la Petroșani, nu? Și nu vedem niciun investitor să pe aici. Să lase un alt stat în mergem, locul ieșim lui. Așa prin oraș și ne uităm, dar nu vedem nimic. Domnule Tașcă, deci eu vă spun, țara trebuie reindustrializată. No, e adevărat, este necesară inclusiv industria divertismentului, industria folosetii. Toate industriile. Așa, dar ele sunt complementare. Ele sunt primele care pică. Gândiți-vă acum dacă am fi avut o agricultură bine pusă la punct și o industrie alimentară pe lângă ea. Pe această pandemie, nu doar că am fi avut locuri de muncă, am fi avut și hrană de calitate. România are cel mai bun sol din Da, dar mâncăm din străinătate. Închidem cu acest punct. Cu siguranță vom mai discuta pentru că e o problemă care va deveni arzătoare și cu cât nu se va face nimic pentru acești tineri, cu atât acest număr va crește. Trecem, doamnelor și domnilor, la un alt client favorit, și anume celebrul Insemex, care căruia i-am adresat acum ceva timp o cerere
pentru niște informații de interes public și în care nu dorește să îmi răspundă, cel puțin deocamdată. M-am gândit să le dau un telefon săptămâna viitoare să-i întreb dacă au de gând să-mi răspundă, dacă nu să căutăm alte soluții, pentru că până la urmă nu e o entitate privată, deși mă gândeam acum în timp ce ne apropiam de acest punct că între domnul Găman de la Insemex și domnul Rădoi, adevăratul șef de la Metrorex, există o legătură, sau cum zic, o asemănare aproape identică. Nu e nicio diferență, pentru că stăpâne și Rădoi, da? Dovadă ce s-a întâmplat astăzi în București și vorbim oarecum tangențial, stăpâne și Găman, care face acolo pe tarlaua statului, așa cum și Metrorexul este tarlaua statului, ce vrea mușchiului. Cum e? Sunt ăștia frați, cei doi? În primul rând vreau să vă întreb și să mă puneți și pe mine în temă cu scrisoarea sau interpelarea pe care i-ați făcut-o domnului Găman și Insemexului pe care îl conduce. Da, am folosit un instrument care se află la îndemâna tuturor cetățenilor, se numește Legea Liberului Acces la Informații de Interes Public, 544/2001, conform căreia fiecare cetățean poate să se adreseze în scris, eu m-am adresat prin e-mail, unei instituții publice. Insemexul e o instituție publică, din câte ne amintim. Din păcate. Din păcate, din păcate. Absolut din păcate. Din păcate. Dar așa, și-am cerut acolo niște lucruri. Numai că, așa cum ați primit dumneavoastră ceva de la Insemex, așa am primit și eu. Și au trecut niște zile. Câte? O să mă uit exact, că legea spune că cam în 10 zile trebuie să-mi spună dacă răspund sau nu. Au trecut 10 zile, dar nu s-au închis. În data de 8 am trimis. Câte zile au trecut? Au trecut destule. Au trecut. Aha. Să fac 3 săptămâni imediat. Să fac 30 de zile, dar și că se ocupă un domn jurist, am aflat, dar care nu știu ce se ocupă. Cred că eu am spus într-un text al meu și îmi pare rău că nu l-au pus colegii mei pe ecran, că eu cred că ei fac acum niște experimente în celebre laboratoare în care se gândesc ce să răspundă. Pentru că am cerut niște lucruri acolo care sunt destul de tăioase, cred eu, pentru dânsii. Și în câte puncte le-ați făcut? Am făcut vreo 13 puncte. 13 puncte. Păi asta înseamnă... O fi cu noroc sau o fi cu ghinion, rămâne de văzut. Depinde pentru cine? Păi, pentru mine și pentru Insemex. Suntem două părți aici. Sunt sigur că răspunsul pe care o să-l primiți... Am zis că este un fel de examen, încă un examen. Sper să nu-l pice ca... Aș vrea să... acum, nu știu în ce măsură telespectatorii știu, sau domnul Găman, sau... Dar ziceți-mi cu domnul Rădoi, că există, sunt frați Rădoi și Găman, pot fi frați, așa? În primul rând, ei au aceeași grupă sanguină din punct de vedere politic, sunt amândoi de la PSD. Da, uite, la asta nu m-am gândit. Sunt amândoi jupâni, pe câte o chestie a statului. Se aseamănă, da? Deci, iată că aproape identic. Așa? Converg către acest lucru. Extraordinar. În altă ordine de idei, în momentul în care să primiți răspunsul, pentru că eu cred că nu o săriște să nu vă dea acest răspuns. La câte s-au întâmplat la SMX? Eu zic că o să vă dea. Acel răspuns trebuie să fie analizat la virgulă, la subiect, la predicat. Veți face analiză de conținut asupra... Nu, voi face analiză pe conținut și știți cum e, voi lua punctele pe deoparte, pentru că am cerut documente, vă dați seama, n-am cerut să mă lase să filmez, cum ziceați voi asta, transmisiune, experimentele ISMX. Da, nu, dar s-ar putea să nu mai plec viu de acolo, știți cum e, eu, să fiu acolo unde pușcă, nu... Pierdere colaterală. Nu în spatele ecranului. Și o să mă uit așa, ce am cerut și ce mi-au dat. Acum, dumneavoastră le cere să facă un exercițiu de comunicare cu dumneavoastră, da? Așa eu, ar fi frumos. Dumneavoastră nu sunteți aici, sunt doar eu și cu cei de la Insemex. Da, și aș vrea să le spun că, într-un anumit fel, dânsii sunt folosiți, ca asta și faceți. Deci într-o lucrare științifică. Într-o lucrare științifică, în sensul că domnul Nicolae Tașcă își pregătește doctoratul în comunicare. Și cred că s-ar putea să ajungeți inclusiv subiect în cartea de elaborată după terminarea doctoratului. Puteți să dați acest exemplu, un studiu de caz. Sigur, dar aș putea să fac mai mult, aș putea să fac lucrarea și să mă duc cu ea la SESAM. Știți că ei au un de-asta, nu știu ce, un simpozion. Acolo și acolo te poți duce cu lucrări. Și aș putea o să mă să duc, publice chiar ei să mă duc să le să scriu în lucrarea respectivă cum nu mi-au răspuns la ăsta și cum au picat încă o dată examenul de comunicare cu mine. Deci asta ar fi ironia supremă.
În asta aș fi cinic, iar ei ar fi, cum să spun eu, ar da dovadă de masochism să publice o lucrare împotriva lor. Da, seama că nu riscăm să mă duc, nu riscăm să mă duc cu lucrarea tocmai la SMS, că nu o să mi-o publice niciodată, să zică că e scrisă în altă limbă. O puteți deși oricum ea trebuie, cred că trebuie scrisă într-o limbă străină. Da, o puteți publica în engleză, sunt sigur că o să o publice. O să, uite, o să mă gândesc la această chestiune pe care mi-a spus-o, numai că văd că nu răspund, nu știu ce fac. Dar am timp că, cred că se same undeva în toamnă. Așa că... nu știu, eu cred că este undeva prin aprilie-mai, deci să vă grăbiți. Deci, domnul jurist de la ISMEC și domnul Găman, domnule, haideți cu hârtiile, că trece timpul și uitați, domnul profesor mă provoacă să fac o lucrare cu dumneavoastră. Domnule, eu v-am, cum să spun eu, îndemnat să terminați cât se poate de repede lucrarea de doctorat, astfel încât spațiul nostru, mediul intelectual, să fie completat cu încă un încă un volum de valoare și cu încă o carte, sigur că da. Vă mulțumesc pentru această încredere pe care mi-o dați. Acum eu mizez totul pe ISMEX, să vedem dacă îmi răspunde că... Acum, lăsând, acolo comunicarea e cam dubioasă. La o parte chestiile acestea, depinde și ceea ce ați cerut dumneavoastră, pentru că din punct tot ce am cerut este de interes public. Tot ce ați cerut este de interes public. Astea sunt lucruri cu caracter general, sunt generice. Dar punctual presupun că le-ați cerut anumite elemente care, devoalate, sigur că s-ar putea să le facă neplăceri sau adică să nu le facă plăcere. Dumneavoastră vreți să-mi spuneți mie că acolo la ISMEC se întâmplă lucruri ne la locul lor? Deci eu n-am spus chestia asta. Eu acum comunic cu dumneavoastră, eu ridic întrebări. Să ridici întrebări, acum dânsii care sunt mult mai deștepți decât noi știu că atunci când comunici se pun câteva întrebări, de genul cine comunică, cui comunică, da, cum comunică, ce comunică. Sunt foarte multe întrebări. Acum se poate pune întrebarea de ce facem noi chestia asta? Da, de ce să-i răspundem cetățeanului? De ce facem noi doi chestia asta? Noi doi? Acest exercițiu de comunicare? Acest exercițiu de comunicare, ca da. Ca să le atragem atenția celor de la ISMEC. I-ați întrebat cumva și ce protocoale au? Să știți că nu sunteți departe de adevăr. Chiar am întrebat. Știu că subiectul acesta al protocolului al dumneavoastră, dar îl închidem astăzi aici ca să-l continuăm într-o altă emisiune. Doamnelor și domnilor, tot săptămâna aceasta am ajuns la o concluzie la care puteam să ajung de mai demult, dar știți cum e. Am luat-o și o etapizat, să zic așa. Astăzi am descoperit, dar am descoperit cel puțin ieri, dacă nu alaltăieri, că senatoarea Lucica și senatorul Vasilică trăiesc, să știți, și sunt foarte prezenți. Nu aici unde i-a votat lumea, nici de cum, nu. Ei sunt prezenți undeva într-un spațiu cel puțin ciudat, dacă pot să zic așa. De exemplu, senatoarea Lucica, pe numele ei de scenă Lucica Muntean, plânge un hohote pe spinarea termocentralei Mintia, deși ea este originară din Valea Jiului și a fost votată în special în Petroșani, mă gândesc, nu? Fiind petroșenean. Și domnul Potecă, Vasilică, apropo, de ce credeți că sunt aceste nume cu diminutiv? Lucica, Vasilică, Vetuța? Pentru că au fost iubiți de părinți. Nu, dar nu vi se pare. Mi se pare ciudat că toți ăștia mari șefi pe la PNL Hunedoara au nume din astea așa. Domnul, Tașcă, fiți atent. După ce Lucica, ce credibilitate are cineva pe care îl cheamă Lucica? Stați să vă spun. Sau Vasilica. După ce am terminat doctoratul, eu nu m-am dus să-mi ridic diploma. Eu vreo 4 sau 5 ani de zile. Am lăsat-o acolo. M-au sunat, domne, nu vi se ridici diploma, nu vă trebuie. Ba, îmi trebuie. M-am dus după vreo 5 ani să o ridic. Și cel care m-am dus eu îmi spune, hai să mergem până în Zalău, că știu eu că cineva, nu știu ce, nu știu cum. Doamne, când ne-am dus acolo, președinte era Traian Băsescu. Am avut o surpriză, toți de acolo, de un sat pe lângă Zalău, din Trăienel nu-l scoteau, Trăienel în sus, Trăienel în jos, că mă întreba și ce încredere să ai. Mă uitam la ei, era o încredere totală în Traian Băsescu, m-ați înțeles? Deci ideea asta cu diminutivele, să știți că poate să provină dintr-o dragoste profundă. Iar eu pe oamenii ei am văzut absolut sincer când îi spuneau Trăienel. Da, și eu cred, dar mă gândesc așa, totuși, ce credibilitate au oamenii ăștia? Să te cheme Vasilică, adică
când te duci unde, când vorbești la tribuna Parlamentului, vorbește senatorul Vasilică Potecă. Bine, domnul Tașcă, dar acum dacă te-ar chema Vasile, fii mai serios? Păi eu zic că mai altfel să fie. Oricum, da. Oricum, dacă auzi, te cheamă și Vasilică și Potecă, mi se pare dezastru total, dar acum nu vreau să fiu rău. Sunteți un pic rău. Sunteți. Bun, dar mi se pare ciudat că, uite, acum am scris și în text, domnule, e o problemă de oameni acolo, adică prefectul Marian, da? N-am găsit altul să pună prefect decât pe Marian, care săracul la trei comunicate dă câte o gherlă de asta, uite, spune prefecților, solicită ferm, adică nu oricum, solicită ferm, da? Doamna Muntean și-aduce aminte că există o termocentrală pe numele ei Mintia. Acum aș vrea să vă și domnul, stați că n-am terminat. De ce credeți că îl doare foarte tare pe domnul Potecă? Dacă ghiciți asta, sunteți cel mai tare de la emisiune. Îl doare foarte tare? Da. Care e tema lui de interes? Fiți atent. Mai mult de două, trei teme nu poate să ai. Deci, nu, eu una vă cer. Una sigur. Are pe cineva angajat acolo? Nu, domnule. Domnul Potecă, să știți, este preocupat de traseism. De traseism. De ce traseism? De traseismul politic. Păi stați un pic, nu ce legătură are Mintea? Păi nu, asta este preocuparea dânsului. El vrea să facă o lege. Foarte bine, domnul Potecă, îl susțin. Da, dar nu, dar stați că nu o face. Să interzică traseismul, nu? Că nu e interesul dânsului. Și nici al partidului. Că și partidul dânsului, știți cum e, m-a mai racolat de unii pe alții, de la alte partide. Special de la partidul dumneavoastră preferat. Atunci când, cum să spun eu, te urci într-un camion care transportă ouă și trebuie să te miști printre ele, nu categoric vei mai sparge câteva, chiar dacă tu vei călca cu grijă peste cofragerele. Asta este și în politică. Da. Este ca și cum ai călca. Nu, dar asta ne doare pe noi astăzi. Mi se pare că acum în pandemia asta, când, vedeți, stăm acasă, domnul Potecă, cred că nu ar trebui să iasă din casă. Fiți atent aici. Dacă ne-am luat după un raționament de genul acesta, acum așa găsi și eu asta, atunci n-ar mai trebui să mai facem nici însămânțările de toamnă pentru primăvară, m-ați înțeles? Parcă nu asta ne doare. Acum, hai să nu căutăm nici nod în papără. V-am spus că sunt astăzi contradictorul. Sunteți avocatul domnului Potecă, nu e clar. Nu sunt avocat. Curajezi personal chiar pe domnul Potecă, l-ați văzut vreodată? Am vrea el. Am glumit, domnul. Nu, dar ideea în sine este că întotdeauna, nu e acum momentul. Nu, că nici eu nu cunosc. Nu e acum momentul. Nu, dar dumneavoastră mă suspectați pe mine. Eu vă suspectez că țineți cu domnul Potecă, e clar. Ce scuze că am spus așa? Vă aduceți aminte când am spus că domnul Potecă va ieși foarte bine când s-a baricadat în prefectură? Și am spus, domne, toată lumea acum va spune, uite, a mai rămas unul singur baricadat ca un soldat în tranșee cu flinta la... Dacă îmi permite să știți că eu nu cred că de-aia l-a votat cu nedorenii. Pentru că s-a baricadat în prefectură. Eu l-am văzut acum ca o analiză cât se poate de curată și de obiectivă. În perioada pandemiei, anul trecut, prin martie, dânsul era prefect. Și eu l-am văzut în permanență gestionând situația de la Spitalul Județean, gestionând ceea ce s-a întâmplat la Spitalul din Orăștie. Domne, vă rog frumos, vă implor să se întoarcă medicii, să vină, să nu știu. Adică l-am văzut, a fost activ. Și după aia a venit Marian, care e un fel de epigon, așa. Eu acum discutam de Vasilică Potecă. Da, înțeles, dar și după succesorul domnului... Pe care nu-l cunosc personal. Senatorului Vasilică este domnul Marian. Am văzut când și-au mânat ștafeta, și-au urat unul altuia succes. E foarte adevărat. Acum, nimeni nu este pregătit pentru politică. Elena Udrea. Elena Udrea credea că Suedia sau Norvegia este Republică. Și cine a ajuns Elena Udrea? A ajuns bună pentru România, m-ați înțeles? A ajuns omul... Am citit articolul. M-a citit? Mulțumesc. Da, sunt informat în ceea ce scrieți. Telespectatorii, dacă nu știu, am scris un articol... Vă rog, 10 secunde. Lasă Elena că poți. Nu? Așa de repede a trecut? Gata. În care... Un ultim cuvânt. E criză de cadre în PNL sau nu? Da, absolut. Da, dintotdeauna am spus acest lucru. Mare. Mulțumesc tare mult, domnule profesor, doamnelor și domnilor, mulțumesc dacă v-ați uitat la noi astăzi, sper că v-am ținut atenția trează pe toată durata emisiunii, ne vedem din nou luni de la ora 18. O seară frumoasă!